și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Astăzi vom lua în dezbatere anumite efervescențe, anumite animozități, ca să spun așa, vis-a-vis de unele proiecte inițiate de capetele luminate, între ghilimele de rigoare, din primăria Târgu Jiu. Mă refer la cei care dețin majoritatea din punct de vedere al votului la tot ceea ce înseamnă în Consiliul Municipal Târgu Jiu, vis-a-vis de anumite proiecte care nu știu cât de mult sunt o prioritate în momentul de față și cât de mult o necesitate. Vom dezbate aceste lucruri împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru din această seară, încercarea de a clarifica, de a aduce o oază de lumină, ca să spun așa, vis-a-vis de tot ce se întâmplă și dacă într-adevăr aceste proiecte sunt benefice cetățenilor sau dimpotrivă nu fac decât să încurce mai mult și mai mult tot ceea ce înseamnă ansamblul sculptural Constantin Brâncuș, pe care ne-a lăsat moștenirea, așa cum știți și dumneavoastră, târgujenilor, în speță conducătorilor, ca să spun așa, obștii, dar acești conducători ai obștii, vedem ce mod patetic, jalnic au vis-a-vis de tratamentul pe care îl aplică acestor capodopere lăsate moștenire nouă de către mare sculptor Constantin Brâncuș. Vom dezbate această problemă împreună cu invitatul nostru din această seară și al dumneavoastră, consilierul municipal din partea PNL, domnul Eduard Berca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ce se întâmplă, domnul Berca, cu inițiativele pe care le au capetele astea luminate de Partidul Social Democrat și al de care dețin majoritatea? Sunt benefice, nu sunt benefice? Am văzut foarte multe semnale de alarmă foarte puternic tras de colegul nostru Narcis Daju vis-a-vis de aceste proiecte. Mie, sincer, mi se pare halucinant ce vor ei să facă, când ar putea asigura o pază, zic eu, într-un mod profesionist la aceste ansambluri. M-am uitat, am văzut câteva fotografii postate pe rețelele de socializare pe Facebook în care generația tânără, ca să spun așa, erau așezați, făceau selfie-uri pentru Facebook pe operele Brâncuș, iar aia care erau desemnați de la Poliția Comunitară să asigure paza celor ansambluri, treceau frumos acolo, așa, agale, n-aveau nicio treabă. Păi da, probabil împiedica ceva, da. Ce împiedica? Erau potigniți de ce? De neuroni? Sau potigni neuroni în cap? Nu știu, mă întreb și eu ce li s-a întâmplat. Nu, deci astăzi am avut, într-adevăr, au fost niște contradicții între anumite servicii deconcentrate. Și vă dau un exemplu, edilitarea și poliția comunitară. Discutăm mai târziu și de opere, dar vreau să încep cu asta în situația cailor lăsați liberi prin oraș. Am primit o informare de la poliția locală prin care se spunea că în situația absolut idiotă în care găsesc un cal după o anumită oră, în oraș nu au unde să-l ducă pentru că padocul nu are program non-stop. Da? Deci, practic, acolo nu există un pasnic să preia pe bază de, eu știu, semnătură un animal care îl găsește și că, și întrebându-l ce fac, în situația asta îl gonesc. Adică îl ia de pe stradă și pe trotuar. Și l-aruncă pe miriște. Da. Dar nu era, dacă nu mă înșel acum vreo 5, 6, 7, 8 ani, era un obor de gloabe. Da, este în administrare edilitară, dar, repet, acesta nu are program. Păi nu sunt tot în subordinea lor instituțiile astea, aceiași, nu sunt, e vorba de aceiași oameni. Asta am reclamat și noi și i-am rugat pe cei doi reprezentanți să se pună de acord și să n-au promis că cei de la edilitate că o să aibă o persoană de permanență, de acum încolo. Bun, să revin la ce spuneați dumneavoastră, la acest proiect de hotărâre care prevede anumite restricții în parc și la coloană. Filozofia nu e foarte... Vă întreb și eu, se deseneze sub formă de zigzaguri niște alei din alea pe care trebuie să le marchează exact care trebuie să mergem în colonați? E atât de vag acest proiect și atât de interpretabil... Cine? Neaurică l-a inițiat? Evident că el a semnat pe el și semnează pe toate proiectele care sunt inițiate acum în Consiliul Local, cum semna înainte... Mi se pare Florin Cârciumaru, sincer, genial față de Neaurică, care vrea să ne reprezinte acum. Domnul Filip, să știți că are foarte multe scăpări, din punctul meu de vedere. Scăpări la ce anumere? Mă să clarificăm terenul, că ați anuncat oarecum vag, ambigu, ce scăpări. Deci are multe scăpări, Aurel Popescu, și o iau așa, în timp, legat de poziția sa vis-a-vis de acele amenzi date de poliția locală pentru postări pe Facebook. Nu, nu a fost amenzi, hai să clarificăm. Au fost avertisment, chemați acolo. Avertisment, da, au fost chemați așa. Acolo. Bun. Deci, proiectul în sine este extrem de ambigu, da? Și pot să
Spun că am citit cam tot ce a fost, inclusiv referatul, ultimul referat al secretarului municipiului, care ne-a fost adus azi. Da, deci așa suntem noi la ședințele de comisii, primim materiale joi și vineri, că avem mapa și luni discutăm. Da, în contextul în care au fost foarte multe lucruri de natura de unor contracte de folosință cu distribuția de energie, au fost contracte de... Vor fi, vom avea, de exemplu, contractele cu de ridicare a mașinilor de pe spațiu public și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cei de la primărie, în special primarul cu atribuții de viceprimar sau invers, cum o fi el, Aurel Popescu, nu a avut minima decență de a posta sau de a duce la cunoștință acest proiect cu ceva timp în urmă. Nu numai noi, nouă, consilierul local și dumneavoastră. Păi nici noi habar n-am avut. Așa, și dumneavoastră, opinia publică, societatea civilă, da, pentru a intra într-o dezbatere acest proiect și a genera, eu știu, și alte idei pe lângă ale lor. Acum, ce s-a întâmplat azi? Noi am cerut, înainte de începerea ședinței ordinare, scoaterea sa de pe ordinea de zi. Da? Păi ideea că este destul de controversat, a stârnit aceste contradicții, neliniști în societatea civilă, nu a fost înțeles, nu a fost dezbătut și, ca atare, ni se părea normal să fie dezbătut cu celeritate și propus pentru o eventuală ședință de urgență, de o ședință excepțională a Consiliului Local sau de oricare ar fi ea, da? Cu care am fi fost de acord. Nu s-a putut face, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, a intrat pe ordinea de zi proiectul și a stârnit cam o oră de dezbateri în plenul ședinței. Au fost prezenți acolo și directorul centrului Brâncuș și a ținut o alocuțiune și viceprimarul Adi Tudor. Experți în Brâncuș. Da, și a venit și Narcis Daju și a prezentat punctul său de vedere. Am vorbit și noi, consilierii. Ce s-a întâmplat până la urmă? S-a întâmplat că a decis majoritatea. Proiectul a fost adoptat cu voturile consilierilor PSD, ALDE, PSRO, ca de obicei. Noi am votat împotrivă și cam asta e tot ce s-a întâmplat. Câinilatră caravana merge, ca să spun așa, vis-a-vis de zicala românească care se aplică, cu succes în de la Caragiale încoace. Da. Mie mi se pare destul de dubios, adică se atrage atenția asupra nenumăratorul nereguli, adică eu nu înțeleg acolo, în momentul în care au făcut acea propunere, cum trasează oamenilor pe unde trebuie să meargă alee de cât de 80 de centimetri, atâta o facem, care n-au nici loc doi oameni să treacă, unii se duc alții, păi cum vor face, nu știu, să vă spun, fac un labirint atât din ăsta, atât de coerenți au fost încât referatul ăsta cu trasarea acestor perimetre a fost făcut de centrul Brâncuș, de director. Da, în proiectul de hotărâre și în argumentația celor de la Consiliul Local, la primarului, de fapt, a secretarului primăriei, zice, dom'le, noi n-am preluat de la ce a zis Strâmbulescu, decât esența, așa, adică de să facem într-o situație... Strâmbulescu, cine e? Mineța Cenușie? Haideți că ni s-a alăturat să ne lumineze poate un pic calea noastră, care e rătăcitoare, ca să spun așa, domnul Ion Tudor. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă bucur că vă aud, vă revăd. Sigur că a început campania electorală, nu vreau să vă supărați pe mine, să urmează alegerile. Ce frumos zâmbește domnul Edi, noi ne-am întâlnit în urmă cu vreo câteva săptămâni la o emisiune, înainte de Paști. Toată lumea a rămas surprinsă așa că a fost o discuție cu dezbatere, o discuție vie, o emisiune unde am spus și am avut de spus fără încrâncenări și fără cred. Deja ne și vedeau serviți unul altul peste masă. Dar noi suntem oameni civilizați și știm să ne purtăm. Dragii mei, știți foarte bine că de ce înseamnă opera lui Brâncuș, 7 ani și jumătate, am răspuns prin activitatea care o desfășuram de ceea ce înseamnă siguranța și securitatea acestor opere și pot să vă spun că și cu ani în urmă mai aruncam câte privire în această zonă, pe aceste meleaguri vis-a-vis de opera lui Brâncuș. Din păcate, nu reușim să ajungem la o înțelegere. Și vă spun, vă mărturisesc sincer,
dacă domnul Adi, domnul Edi vine mâine și spune, eu am propunerea pe care a avut-o dumnealui, pe care noi am discutat-o, să instituim un model de bază, un model de avertizare, de informare corect. Punctul de vedere bun și al dumnealui, dumnealui zice că e bine, imediat, mâine, poi mâine, se vor găsi suficient de mult să sară împotriva acestui proiect. Din păcate, Brâncuș generează în continuare niște controverse, pentru că mulți, neavând ce face, nu mă refer la consilieri, de parte de mine, doamne ferește, eu apreciez faptul că dumnealor, într-adevăr, țin vie flacăra Brâncuș și că dezbat problemele, vin cu curaj și spun punctul de vedere. Sigur, fiecare părerea lui și este foarte bine că sunt păreri diferite, dar până la urmă trebuie ajuns la un viitor comun. Oameni buni, ați umblat în toată lumea. Ați fost, ați văzut. Te poți apropia de Gioconda să faci poze ținând-o în brațe? Dau un exemplu. Și atât. Și mă opresc aici. Exemple sunt multe. Nu cred că suntem încă destul de bine pregătiți și nu mă refer la târgujeni, departe din Bidene, nici nu mă refer la români numai. Toți care vin la, în parcă la Brâncuș și văd un scaun, văd și scaun, stai pe el. Greu este să pui lângă fiecare scaun un om. Greu este să pui niște panouri atât de vizibile și mai ales e greu să aibă efect. Domnul Tudor, simt nevoia să vă întrerup vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră. Ați fost șeful poliției locale. S-a atras atenția de nenumărate rânduri, atât noi aici, cât și colegul Narcis Daju, cât și ceilalți colegi din presă, vis-a-vis de ce înseamnă opria lui Constantin Brâncuș. Vi se pare normal ca la atâta timp, după ce s-au întâmplat lucrurile acestea, să apare poze pe rețele de socializare în care câțiva stau și fac fotografii pe acele scaune și polițiști comunitari trec pe acolo de parcă ar trece să lucreze cu pregăboși? Nu vă auzim în studio, colegii, n-auzim nimic în studio. Vă auziți acum? Da, vă auzim, da. Deci, la vremea respectivă, noi am mers până acolo încât am suplimentat măsurile din... Nu se aude nimic. Vedeți că pierde semnalul. Alo. Pierdeți semnalul, domnul Tudor. Alo, nu vă auzim. Refaceți legătura, vă rog. Da, am avut o discuție cu domnul Tudor și dânsul la momentul acela împărtășea din experiența pe care a avut-o legată de operele din Parcul Central și spunea că a ajuns într-o situație în care polițiștii locali făceau activități de ghid. Și mi s-a părut ok, mi s-a părut o treabă extrem de... Da, știu că perioada aia a fost o perioadă așa, în regulă. Și mai mult decât atâta, în subordinea Centrului de Informare Constantin Brâncuș, acolo există o organigramă în care sunt câteva persoane care poartă titulatura de ghid turistic. Dar credeți-mă, pe care eu nu le-am văzut niciodată la față în preajma acestor opere. A revenit domnul Tudor. Vă ascultăm, da. Domnul Tudor, vă rog. Îmi cer scuze, conexia este cum este. Sigur că nu mai vorbim de trecut. Ce a fost, a fost. S-a considerat... Domnul Tudor, în perioada dumneavoastră a s-a fost putut okay. să-i faceți ghiz și a acum ăștia stau okay. și dor pe asta lângă vreau să spun. Haideți, acum o să zic că toată lumea că se laudă Tudor. Mulțumesc pentru apreciere. Păi nu, dar nu v-ați laudat. Nu, o spunem noi. Nu spui dumneavoastră. N-a spus-o dumneavoastră asta. Deci a fost o perioadă care... De ce atunci s-a putut și acum nu? Păi da. Asta e ideea. De ce nu preia din experiența dumneavoastră și altora? Nu, cine să aibă autoritatea asupra lor acolo acum la poliția? Pardon, vă rog eu frumos, citiți, vă rog, articolul 1, să vedeți cât de vag e definit. În situația în care... Probabil că se vor așeza mai mult pe scaune. Unde? Păi a fost aprobat articole. Proiectul, domnul Tudor. Dragul meu, a fost aprobat. Peste o lună se poate completa. Păi, domnule, numai la Târgu Jiu sunt 4-5 modificări de proiecte, domnul Tudor. Până una alta, vă spun sincer, este nevoie de o măsură drastică de protejare a apelor Brâncuș. În momentul de față, prea multe lucruri neplăcute. Batjocură e termenul potrivit. Știți ce e grav? Nu că stă ăla cu fundul pe scaun. Pune picioarele pe scaun. Se încheie la șireturi pe scaun. Pune sticla pe scaun. Noi am avut situații când ne-am găsit cu borcanul de murături și sticla de vin pe scaune.
sau pe mese. Au fost vremuri, dar măsurile luate la vremea respectivă și prezența mereu în parc i-a descurajat și nu s-a mai întâmplat. Au fost cu ani în urmă. Nu vrem să se mai întâmple. Nu vrea nimeni să se mai întâmple așa ceva. Așa că, din punctul meu de vedere, se impune de urgență acele panouri de informare. Atenție, perimetru protejat, okay. Atenție. N-avem nimic împotrivă. E perfect. N-aveți voie să vă apropiați. Amendă. Foarte bine. Și protejarea perimetrului operelor. Sigur, posibil ca în un an, după câteva luni, măsura educativă care a fost luată să ne dezmeticească pe toți și să nu mai fie nevoie de aceste cordoane în jurul operelor. Posibil, ne gândim și la varianta domnul asta. Domnul Tudor, dar până alta. Ascultați-mă și pe mine un pic. Punctul meu de vedere. Corect, aveți perfectă dreptate. Noi am spus doar atât. Da, deci trebuie definit foarte clară situația în care se impune acel cordon. Eu nu am nimic împotrivă când, cum spunea Narcis, Daju, o hoardă de vandal vine și nu știu ce face pe aici. N-am nimic împotrivă ca atunci să intervină poliția locală sau cine este abilitat și să instituie acest perimetru. Dar în momentul în care tu spui, bun, facem lucrul ăsta, trimis la Ministerul Culturii, care să-și dea cu părerea cumva, da? Da. Dar între timp restricționezi tot, dar noi am spus, dom'le, scoateți-l, dom'le, de pe ordinea de zi și clarificați-l într-o lună. Știi? Stați un pic. Așa. Dacă punem cordon la Gioconda, restricționăm tot. Cum? Nu, haideți, cred că următorul pas care trebuie făcut, părerea mea, punctul de vedere, ca un cupărul și multă experiență ce înseamnă în lumea asta, este urgent un regulament de aplicare a acestei hotărâri de Consiliu Local. Și eu cred că Aurel Popescu, pentru că degeaba a zis mai, Aurel este un om cu multă experiență și în administrație și de viață. Duceți-vă, domnul Tudor, și arătați-i ce trebuie să facă, să nu mai gafeze în felul ăsta. Stați un picuț. Că n-am înțeles ce a zis, că vorbeam amândoi. Duceți-vă deci, și consiliați-l ca să nu mai gafeze în felul ăsta. A, nu cred că are, nu consiliez eu. Noi discutăm, ne întâlnim, ne spunem punctul de vedere. Dar sunteți colegi de partid. Cred că urgent. Păi sunteți colegi de partid. Dumneavoastră ați venit, ați văzut noi cu ce încercăm, idee a venit în proiectele acestea. Vedeți, eu vă dau un exemplu. Noi doi de ce ne înțelegem acum? Pentru că stăm de vorbă. Dar eu sunt convins că și cu Aurel vă înțelegeți, păi, domnul Tudor. Dom'le, și dacă cu Adrian Tudor, am stat azi de vorbă cu Adi, nu-i problemă. Dar ideea este următoarea. Dom'le, nu mai da peste, deci pe, să ne-o bagi pe gât, da? Deci vii joi. Vă dau un da bun. Vii joi. O tonă de acte pe care eu trebuie să le studiez, da? De vineri, că nu mi le lași acasă. Da, mă chem vineri, ia dom'le, că-i mapa. Și acolo sunt regulamente de funcționare. Sunt tot felul de documente pe care, cum să spun, eu să zic că mă pricep la ceva. Nicu Bobul acea, Marcel acea, trebuie să stăm să le... Oricând ne putem vedea noi. Mai mult decât atât, ajunge în presă un proiect de genul ăsta, care sperie oamenii. Îi sperie. Da, și este... Bă, ce faceți voi acolo? Sunteți nebuni? Nu, stați un picuț. Să vă mai dau un exemplu, da? Cu... Stați un picuț, după aia îmi dați exemplu, pe urmă. Dumneavoastră, Edi Dragume, ești un om cu multă experiență în Consiliul Local. Nu știu dacă ai nevoie de multe săptămâni să citești niște propuneri de hotărâri. Haideți să înțelegem. Bine, ei, însă chestia cu speriatul oamenilor, nu cred că ești, nu, chiar, mi se pare că un pic ești un pic mai rău acum. Însă, ca să monitorăm, deja suntem jumătate din emisiune și vorbim numai noi, poate mai sunt și alți telespectatori care vor să intervină. Eu cred, domnul și sunt de părere că în perioada următoare, uite, sunt convins că dacă o să vă duceți și o zicea și cu Adi și cu Aurel, veți constitui, veți formula un regulament Tudor, de aplicare a acestei hotărâri. Ți-am spus, uite, da, astăzi Adi mi-a reproșat un lucru, că n-am fost la nu știu ce întâlniri care l-a organizat el la Centrul Brâncuș și am spus doar atât. Măi omule, când mi-ai dat o invitație pe care scria ora 1 și eu am fost la 1 și un sfert și te-am găsit la o ziua că s-a terminat, că începuse la 11, tu ai avut puțin respect pentru mine. Nu știu, haideți, da? Păi hai să vă spun că asta am pățit eu, Berca, consilier invitat la 1 la o dezbatere la Centrul Brâncuș
și dezbaterea a fost loc la 11. Băi, dragul meu, nu știu ce s-a întâmplat. Păi și atunci ce comunicare să am? Asta vă întreb. Nu te contrazic. Nu te contrazic. Ce comunicare? Nu vorbeam de invitații. Nu vorbeam de invitații. Păi nu, da. Dacă te-ai dus la Adi, te-ai dus la Adi la birou și ți-a închis ușa, da? Domnul Tudor, ascultă-mă, am și o treabă până peste cap. Eu până la 5 sunt la birou, sunt angajat la patron. Știu, crede-mă. Știu foarte bine și... Dacă e să mă duc undeva, mă duc într-o situație oficială unde mai discut, cum a fost azi la ședință sau la ședințele de comisie. Nu pot să stau la ușa și nu-mi place, crede-mă. Nu știu dacă nu știu dacă te ține la ușă. Păi nu știu dacă mă ține sau nu mă ține, dar dacă sunt 2-3 înainte, nu pot să pierd un sfert de oră, că mă înțelegi, asta e. Haideți să revenim la problema principală. Dacă îi dau telefon și îl sun să vă vedeți. Dar nu asta cred că e tema discuției noastre. Eu rămân la punctul de vedere că se impunea această măsură de protecție a operilor. Luăm exemplu din lumea civilizată, dacă zice lumea că alții zic că noi suntem civilizați, dar că trebuie făcut mai mult pe informarea corectă a măsurii Domnul care a fost Tudor, de acord cu ce spuneți dumneavoastră, până acum am fost într-o perioadă civilizată, cu venirea lui Aurică Popescu, parcă au venit hoardele de mongoli peste noi. Nu. Stai liniștit că și înainte tot. Nu e vorba cu venirea lui. Domnul Tudor, haideți să lăsăm un pic diplomația la o parte și eleganța vorbelor și meșteșugul ăsta de idei. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Deci, e diferență mare între ce a făcut managementul public Florin Cârciumaru și ce face în momentul de față Aurel Popescu. Nu am înțeles întrebarea. E diferență mare între managementul instituției publice practicat de Florin Cârciumaru și ce face în momentul de față Aurel Popescu. Mie mi se pare cel puțin unul o alegere neinspirată făcută de Cârciumaru, dar mă rog. Nu cred că aveți dreptate. Și vorbim după alegeri. Vă spun că Aurel a lucrat mulți ani lângă domnul Cârciumaru. Da, e adevărat, încă deocamdată e interimar. Și când ești interimar, ai totuși niște emoții și niște rezerve, însă a dovedit ca viceprimar că este un bun administrator, este un bun gospodar și sigur că un an, doi, cât mai sunt până la alegerile următoare, va dovedi că este un bun primar. Și apoi să nu uităm că primarul Cârciumaru n-a plecat peste mări și țări, nu va fi indiferent de ce se întâmplă târgu în Târgu Jiu și oricând va putea să vină și cu un sfat, și cu o părere, dacă nu chiar cu un ordin de la partid. Și până la urmă și dumneavoastră stăți în campanie electorală, așa-i? Nu numai eu. Dacă suntem în campanie, de ce domnul Tudor, stați că nu suntem în nicio campanie electorală, stați așa, nu curați startul. Ia ziceți și mie un motiv pentru care nu l-ați votat pe Aurel Popescu. Un motiv pentru care nu l-ați votat pe Aurel? Da. Un singur motiv este, știi? Spuneți-l. Nu mai are vreo 35-40 de ani, așa, da. Poate asta e singurul lucru care un pic mă... Însă, oricum, vă spun un secret, nu-l votez. Știați, nu? Nu-l votați? Bă, nu votez că eu am domiciliu pe Lelești. Dar dacă aș avea domiciliu pe Târgu Jiu, l-aș vota. Dar un sâmbure de neîncredere există, nu. Da? Un sâmbure de? De neîncredere. În cine, la Aurel? Ei, ăla cu 35 de ani. Asta a fost așa, ca o glumă, știi, să-l mai năcăjesc pe Aurel că nu mai suntem tineri, știi? Și căde. Ne uităm în bulețile, suntem în forță. Acum s-a copt pentru funcție. Păi ce să, nu vedeți că toți sunt blocați, cea mai ieși săracul Ciprian Florescu, prefectul județului Gorj, Alin Văcaru, datorită unui joc, dar are lupii tine săraci, i-au făcut praf, n-a mai rămas unul dintre ei. Nu, lăsați, PSD-ul are politica bună de cadre, are cadre suficiente, dar nu asta e important acum, ne interesează Brâncuș. Da. Că cum? Okay. Cum ne interesează Brâncuș? Ca să facem ce cu el? Să facem o bagnotă de asta, să le dăm la ăștia la străin care vine în România? Nu fi răutăcios. O să ne intereseze mult de tot. E nevoie de protejarea operelor. N-ai cum decât punând acest cordon. Cum, domne, îl protejați? Eu mă gândeam că discuțiile au fost astăzi în Consiliu pe culoarea cordonului, domne. Galben, roșu, verde. Păi puneți-l, domne, și galben, și roșu, și verde. Puneți-l să fie curcubeu, măcar, să fie toată lumea mulțumită. Da, puneți-l și verde și ce mai e, galben, albastru. Dar ascultați-mă, ca un om cunoscător a ceea ce înseamnă munca de securitate și munca de protecție a unor valori. Ca un om umblat și care am văzut destul de multe. Dar am mai și citit. În ultima perioadă mai mult le vedem decât le citim, că de când cu Facebook-ul și vezi și citești. Vă spun, măsura care se impunea acum este aceasta, cu informarea corectă, deci mai mult ieșit la televizor, mai mult ieșit în presă și explicat de ce s-a impus această măsură. Și bineînțeles cu atenționarea, cel care intră în parc să citească pe panou. Atenție,
opera este protejată cu cordon din cauză că sau pentru că sau există riscusă. Și ala, ce se poate întâmpla dacă trece peste cordon și ce se poate întâmpla dacă, Doamne ferește, vandalizează așa cum s-a întâmplat. Doamne, nu cred că cei care au scris pe coloană au făcut-o să o distrugă. Nu cred, da, nu au avut în mintea lor să distrugă. Inconștienți, crezând că fac un act de bravură și au scris numele și ți-au mai declarat ce au făcut pe ea. Eu nu cred că la care se pune cu picioarele pe scaun o face ca să distrugă. Nu! Nu are în gând el. Bă, domnul Tudor, poate ieșim din bezna minții în perioada următoare. Tarele poporului român le cunoaștem cu toți. Da. Nu, numai, să nu credeți că nu mai... Stați un pic. Pe scurt că trebuie să nu mai românii au făcut chestia asta. Pe scurt. Am mai văzut și de aia veniți din parte meleaguri. Mai de departe care puneau nu, piciorul să încheie la șire. De noi. Mai da. Bine s-ar fi pus în cap decât să pună cu picioarele. Da. N-am înțeles acum ce a zis. Zic, da. Mai bine s-ar fi pus în cap decât să pună cu picioarele. Se pune, nu, nici acum, n-are importanță. Bun. Mulțumesc. În concluzie, nu că nu înțeleg decât ce îmi place, în concluzie, vă rog. Sunteți narcisist? Cum? Sunteți narcisist? De ce? Nu înțeleg decât ce îmi place. Ați folosit sintagma asta. Să nu credeți că nu înțeleg decât ce îmi place. A. Asta am zis. Nu e, aveți, și un pic, aveți și un pic de narcisist cu sadomaso. Dar mă rog, din punct de vedere intelectual. Ei, nu știu acum, măi, tu cu vorbele astea și profiți de ocazie că eu am o conexie nu prea foarte. Ei, acum, și dumneavoastră, vă deflorez acum inteligența, o să poate, ce n-ai bătut. Mă prinsești la conștiala, nu mă spăra pe tine și pe voi nu mă spăra, pentru că sunteți oameni cu care se poate discuta civilizat. Mulțumesc pentru intervenția noastră telefonică din această seară, domnul Ion Tudor. Luăm publicitate, după care venim la dezbaterea noastră, publicitate și revenim. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat.
Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servis și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele îmbietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. A revenit, dragi telespectatori, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu Eduard Berca, consilier municipal din partea Partidului Național Liberal. Și înainte de pauza publicitară a intervenit domnul Ion Tudor în încercarea de a prezenta, ca să spun așa, unele de sancțiuni mai drastice. Prima dată să existe o informare, un panou de informare acolo. Zic eu, o idee destul de binevenită pentru ca cei care intră în parc să cunoască, până la urmă, valoarea inestimabilă a operelor lui Constantin Brâncuș, după care ulterior să treacă, zic eu, la sancțiuni mai drastice. O propunere de bun simț raportată la acel labirint pe care ar vrea să-i facă cei din prezent. Domnul Berca ni s-a alăturat în momentul de față colegul nostru Narcis Dajiu, care e bătătarnic, așa ca să spun așa, în tot ce are legătură cu Târgu Jiu și mai ales cu operele lui Brâncuș. Bună seara, Narcis Dajiu, bine ai venit! Alo, ne auzi? Bună seara, Leo, din păcate nu te prea aud. Te rog, te rog! Sper să ne putem înțelege. Te rog! Salut și pe domnul consilier Berca, vreau să fac și eu câteva precizări. În primul rând, eu am participat la multe ședințe de Consiliu Local și am constatat că aproape de fiecare dată când opoziția sau reprezentanții ai societății civile aduceau contraargumente solide prin care desfințau anumite proiecte de hotărâre, Cârciumarul dădea înapoi. Deci Cârciumarul, așa cum îl știm noi, a gramat, vorbea cu exemplu, cu birou executiv, l-am văzut de foarte multe ori beștelindu-și subordonații de față cu consilierii locali de opoziție și cu presa și acceptându-și diverse greșeli. Astăzi au fost o multitudine de contraargumente în sprijinul ideii că acel proiect de hotărâre e o mare porcărie, dar Aurel Popescu se află pe o poziție atât de nesigură, atât în PSD cât și în primăria Târgu Jiu, încât, din păcate, a ales să meargă înainte.
De pildă, eu am făcut săptămâna trecută proba că prefectul de Goj l-a avertizat Aurel Popescu că dacă mai secretizează proiecte de hotărâri cu impact mare asupra comunității, cum este și acesta, va suferi sancțiuni grave, care pot merge inclusiv până la demiterea din funcția de viceprimar cu atribuții de primar. După ce am publicat eu azi noapte o anchetă amplă de presă legată de prostiile generate de proiectul de hotărâre al lui Aurel Popescu, de dimineață l-a pus pe Jianu să facă încă o tâmpenie. Adică domnul Berca a văzut foarte bine. Domnul Jianu a livrat consilierilor locali intempestiv o hârtie în care a scris că acel proiect de hotărâre are caracter de urgență și trebuie musai votat azi pentru că avem de-a face cu o situație de urgență în privința securității operelor în Cușieră. Adică să umflă jiu și vine și amasa tăcerii sau sunt informații că vin niște turiști barbari cu polizorul în brațe să taie coloana infinită. Asta înseamnă situație de urgență în materie de ansamblu Brâncuș. Însuși faptul că s-a discutat o oră în ședința de Consiliu Local pe marginea acestui proiect de hotărâre dovedește faptul că era obligatorie o dezbatere da. Publică anterioară acestei ședințe. Înainte să elaboreze acest proiect de hotărâre, era obligatoriu să analizeze prestația poliției locale, pentru că, așa cum ai văzut și tu, Leo, poliția locală a spus oficial că în timp ce minor a scris la coloană, polițistul local era la 5 metri de coloană. Lucru imposibil. Adică polițistul aștepta ca minora să termine de scris ca să o poată amenda. Indiferent ce regulamente facem, dacă păzim cu aceiași polițiști locali, vom ajunge fix în acelea situații. În plus, eu cred că în forma în care s-a votat astăzi hotărârea de Consiliul Local nu poate fi aplicată și o să explic de ce. Dacă mâine apare pe site-ul primăriei Târgu Jiu, începând de poimâine, polițiștii locali sunt obligați să o aplice. Adică dacă domnul Berca se duce și pune mâna pe poarta sărutului, își ia amendă de 25 de milioane de lei vechi. Marea problemă este că la Târgu Jiu este o ruptură fantastică între popor și primărie, între popor și autorități. Eu locuiesc în centrul Târgu Jiului și din 3 în 3 zile se întâmplă ca iluminatul stradal printre blocuri să rămână aprins până seara. Eu m-am întrebat, bă, aici nu locuiesc orice fel de oameni. Sunt oameni educați, sunt oameni cu venituri mari. De ce niciunul nu sună la primărie să-i roage să stingă lumina? Nu interesează și mă halesc pe tovarăși din primărie pentru că au în spate un lung șir de astfel de aberații ca acelea întâmplate astăzi. Deci este imposibil ca edilii să informeze populația până miercuri că nu mai e voie să atingem operele brâncușene. În al doilea rând, Leo, dacă vei sta adevărul, e valabil și pentru domnul consilier Berca, dacă vei sta adevărul cu polițiștii locali, vă vor spune ce îmi spun și mie. Spun așa, domnul Daju, noi avem de patrulat pe un perimetru foarte mare. Trebuie să mergem până la capătul insuliței, după aceea să venim pe la sala sporturilor și pe urmă ajungem în parc. E, când lipsim noi o jumătate de oră să ne facem patrula asta obligatorie, noi putem să nu mai găsim niciun scaun pe alea scaunelor. Ori, în situația asta, cum vom putea aplica o hotărâre de Consiliu Local care interzice atingerea operelor? Că trebuie să fie, așa cum am spus și eu azi și alt consilier local, trebuie să fie cineva plantat, un ghid, un paznic profesionist permanent lângă opere. Dacă vrem să preîmplinăm... E ușor de realizat. Narcis, să ia pe aia de care spunea domnul Berca de la Centrul Brâncuș, care stau și taie frunze la câine acolo. Și astăzi am aprobat o trecere pe o altă treaptă de salarizare la un ghid turistic în centru de promovare. Și cui arată ghidul ăsta turistic? Ce arată pe acolo ghidul ăsta turistic? Păi, unul personal nu i-am văzut în afară. Am fost odată. Deci nu-i cunoașteți nici noastră? Nu, sincer nu-i cunosc. Adică i-am văzut doar în sediul acestui centru și atât. Nu i-am văzut nici la coloană, nu i-am văzut nici în parc.
Dar există ghizi turistici angajați la Centrul de Informare și Documentare. Ăsta nou creat acum. Din subordinea direcției... Unul dintre ghizi este soția domnului consilier local Ștefan. Care e clar de ce e foarte acolo. Să fie sănătoasă, să ține cur de partid acolo. Dacă nu? E ghid, e ghid pentru turiști, nu pentru consilierul Ștefan. Narcis, ăla sunt sinecur de partid acolo, din ce spui tu, nu? Niciunde să execute activitatea asta de ghid. Dacă ne amintim, ambasadorul SUA a fost ghidat de o urmărită penal, da? Nu de un ghid turistic. L-am auzit din aur pe domnul director Tudor că dânsul a înțeles că obligatoriu în câteva zile va apărea un cordon. Nici vorbă de așa ceva. Pe alea scaunelor nu e loc de întins cordoane. Cam cum am putea, de pildă, să înconjurăm cu cordon cele două rânduri de scaune de pe alea scaunelor? Foarte simplu l-aș ajuta, ca la cluburile de lux, așa. Punem patru din alea. A făcut Rălușuță o caricatură în care minam acolo, se făcea un câmp minat, știți? Da, luam ca azimut scaunul și puneam un câmp de mine în jurul... Și cum călcai, cum erai aruncat în aer. Ceva de genul, dacă... Știți? Adică... Ne înconjurăm cu cordoane, dar hai să ne uităm la felul în care arată aceste scaune. Sunt vai de mama lor, a sărit-o sufletul din ele în momentul în care au fost spălate cu jet de apă sub presiune, au sărit toate chiturile de prin îndurări. E ca și cum Gigel, care are gura plină de carii, se duce și el la club, dar înainte își dă cu gel să-i scripească cariile. Asta facem noi, înconjurând scaunele în hal în care se prezintă acum nerestaurate, cu cordon. Până la urmă, eu m-am lămurit azi, să știți, domnule consilier Berca, că nu e chiar așa ușor cum îmi imaginam eu. Bine, nici nu n-ați spus, din păcate... Mă bucur din suflet, pentru că efectiv... Nu ați citit. Dacă eu nu vă spuneam, și nu e meritul meu, dar așa se întâmplă să fie, dacă eu nu spuneam acum două zile că niște porcării în referatul ăla și în proiect de hotărâre, niciunul dintre liberali... Nu eu recunosc, dar Mihai Paraschiv... În ședința de comisie de joi, când am primit pentru prima dată acest proiect. Deci noi joi am văzut prima dată, înaintea dumneavoastră, acest proiect. Acum 4 zile, 3 zile, da? Mihai Paraschiv, da? Și recunosc eu chiar, pentru că nu citisem, nu puteam să stăm să citim, l-am admonestat. Stai mă puțin, lasă-i, că s-a luat de ei. Deci Mihai Paraschiv s-a luat de Jeanu, s-a luat de Aurel. Bă, ce faceți aici? Dar eu nu citisem și am spus, lasă să citim, să vedem și credeți-mă. S-a întâmplat că nu am putut, am fost plecat sâmbătă, vineri. Dar duminică dimineața, când am citit documentul și mi-am dat seama cât de subțire e și de, cum să spun, vag și de aia, am luat decizia, am și sunat colegii de a cere în primul rând, și știți foarte bine că ați fost acolo, scoaterea lui de pe ordinea de zi. Asta putem face noi, domnul Daju. Bun, domnul Berca. Da? După ședința de astăzi, având în vedere avertismentul prefectului de săptămâna trecută legat de încălcarea legii transparenței și subțirimea referatului depus de... Deci, domnul Daju, am discutat cu colegii mei, vom contesta proiectul la instituția prefectului. Eu mă bucur să aud asta, pentru că... Deci vom contesta proiectul cu centru, cu chestia asta, la instituția prefectului. Știți, avem dreptul în 5 zile, mâine vom formula contestații. Bine faceți, din punctul meu de vedere. Păi da, ce să facem? Asta e legal? Da? Asta e singura măsură care la dispoziție. Este singura soluție, justiția, după cum știți. Deci contestăm... Eu sunt în proces cu primăria Târgu Jiu, contestăm că au secretizat... Da, așa e. Pentru lipsa de informare. Au secretizat proiectul de iluminare. Poftiți? Da. Eu sunt în proces cu primăria Târgu Jiu pentru că au secretizat proiectul de iluminare acolo. Ei n-au reparat nici până azi nimic acolo. Mă aștept ca dumneavoastră sau Romanescu sau alt consilier liberal să ceară, aveți altă calitate, nu sunteți cetățean simplu ca mine, să cereți proiectul. Domnul Daju, vă arăt o adresă semnată de fostul viceprimar Iulia Vână, prin care tot la o cerere de asta mă invita în arhiva primăriei. Că sunt consilier local. Da, tot cu Mihai Paraschiv, ca să putem să aflăm
câteva date care ne-au interesat, a trebuit să acționăm în instanță. Am ăla la birou. De două ori. Iar o a doua acțiune care o am în instanță cu ei ține de faptul că am contestat plasarea dosarului penal privind spălarea operelor din piață. Având în vedere că m-am convins azi, consilierii PSD se consideră o culme a perfecțiunii și nu acceptă niciun fel de dialog, niciun fel de critică, niciun fel de argument, exact, oricât de solid ar fi, soluția e plângeri penale, plângeri în contencios administrativ și așa mai departe, exact. Din clipa asta mie nu mai pare rău de ei, sincer. Păi nu se poate, domnul Berca, deci au plătit 1.800.000.000 lei vechi astăvară pe tabăra de scultură și după 9 luni acele opere zap tot pe digul Jiului și mai trec 2 luni și vor cheltui alte 4 miliarde cu alte sculpturi. Știți poate. Care e răspunsul invariabil a celor de la direcția asta de cultură și a viceprimarului cu atribuții? Nu avem avizul Ministerului Culturii. Se puteau lua derogări, orice se deci, poate. Deci, domnul, sunt de acord cu dumneavoastră. Ca să iei derogare trebuie să faci adresă, trebuie să ceri. Înțelegeți? Da, trebuie să intereseze pe ei. I-au interesat da. Să împartă banii 3 și atât. Așteaptă să împartă cele 4 miliarde acum. Da. Nu? Îmi pare rău că n-ați fost la dezbaterea pe Comisia Bugetului și... După aia noi am avut 13 propuneri legate de... și astăzi, uite, ca să vedeți cât de ipocriți sunt. Deci noi am avut propunere ca să construim din fondurile publice un bloc de locuințe pentru specialiști, că era cerere, medici, așa, și astăzi veniră cu proiect de hotărâre să dăm două apartamente. Nu știu dacă nu este cumva așa, nu ipocrizie, o chestie de o mârlăneală, leamă pentru medici la Spitalul Județean. Din păcate sau din fericire, valul de nemulțumire față de Aurel Popescu este din ce în ce mai mare și se amplifică cu fiecare zi. Eu mă aștept ca Marcel Romanescu, candidatul dumneavoastră, să se urce pe acest val și să ofere o alternativă pentru cei care n-au ieșit la vot până acum, pentru că vă amintiți Cârciumaru, în iunie, a obținut 15% din numărul total posibil de voturi. Vorbim de Florin Cârciumaru, 85% au fost împotrivă sau nu s-au dus la vot. Da. Foarte mic procentul. Da. Da, încerc scuzele, nu te aud. Da, zic foarte mic procent, foarte fragil. Eu mulțumesc mult și vă urez sănătate și o seară. Mulțumesc și eu pentru intervenția ta în acest din această seară. Într-adevăr, să știți că raportat la bazinul electoral 60,5% care nu au participat, procentul lui Florin Cârciumaru aproape 17% are marge de reprezentativitate în bazinul legal majoritar. Mi se pare extraordinar de fragil și mai ales în momentul în care Aurel Popescu gafează de la o zi la alta, procentul acesta se subsează pentru că vorbim doar de cine? Asistații social, angajații care au ei și o parte din pensionari. Da, deci este atât de fragil procentul pe care îl au ei, pentru că în momentul de față lupta cel mai probabil, zic eu, se va duce, nu știu, între Marcel Romanescu și un candidat independent. Nu știu, părerea mea. În momentul de față Aurel Popescu se auto-exclude din jocul ăsta prin tot ceea ce face. Și prin cine sfătuiește. Am zis că sunt vreo câțiva deștepți ăștia între ghilimele de rigoare. Și, da. Nu, ei s-au suit mai degrabă sunt piedestal. Da, să zicem. Vă rog. Ei s-au suit pe un fel de piedestal de certitudine conferită de acele 17% care l-au votat. Nu se va face integral transferul de capital de imagine. Domnul Berga, să fii serios către Aurel Popescu. Este într-adevăr un punct de vedere pertinent pe care îl împărtășesc, numai că atitudinea lor a PSD-ului este că nu ne crede. Da? Deci, știți, în loc... cum are, așa. Știți cum îl văd, domnul Berca, da. Să simplificăm toată teoria asta cu procente, cu nevătări. Știți cum îl văd eu în momentul de față pe Aurel Popescu? Ia-ți-ți. Cu grupul ăla, cu liota aia de lingăi pe lângă el, exact cum era Călinoiu când a intrat în campania electorală, a spus, eu sunt cel mai tare, eu iau nu știu cât eu, și a luat un scor de tabu și drâsul, deci nici în marja de eroare, un sondaj de opinie. Exact pe același tipar funcționează Aurel Popescu, domnul, dar numai că are Dumnezeu. Un pic de mai mult din partea partidului. Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți. E tras la Indigo. Ca Marcel Romanescu să aibă o șansă a noastră, a tuturor, până la urmă, a Târgu Jiului, până la urmă, ca să se întâmple o altfel de abordare administrativă la Târgu Jiu. Noi avem deja în lucru, ne-am întâlnit și nu e niciun secret, Victor Banța, Mihai Paraschiv, Marcel, Victor Popescu, suntem câțiva care lucrăm la acest proiect și ne-am dat seama, da, dar credeți-mă, nu pot să dau că sunt
e nevoie de o altă abordare total radicală de ce s-a întâmplat până acum. Și din punctul ăsta de vedere recunosc că am greșit. Deci recunosc cum am recunoscut că a fost un comportament greșit al candidatului nostru în 2016, la fel recunosc acum că am gândit o strategie cumva de dezvoltare a orașului sau de viitor și de preluata orașului greșită. Va trebui să schimbăm radical optica de management, de manageriere a actului administrativ. Și vom veni cu un proiect dedicat acestui scop. Da? Nu putem devoala acum, nu suntem în campanie, da? Dar ceea ce facem noi zi de zi, ședință de ședință, faptul că vom depune contestație pentru acest proiect, denotă că nu ne jucăm, nu mai vrem să ne jucăm cu valori ale orașului, care dispar pe zi ce trece. Vi se pare normal ca în momentul de față, după un mandat al lui Florin Cârciumaru, care de bine de rău, așa cum spunea și colegul nostru Narcis Daju, în momentul în care se zice că există anumite probleme, anumite controverse, anumite tensiuni vis-a-vis de un proiect, îi certa imediat pe cei care erau responsabili și retrăgea acel proiect și ulterior eventual îl prelucra până într-o formă mai acceptabilă, ca să spun așa, spre deosebire de Aurel Popescu, care în momentul de față efectiv trece așa ca prin brânză cu toate. Deci, sincer, mi se pare un comportament atipic și Florin Cârciumaru, care era un tip mai așezat, mai diplomat, avea mai mult flair să ducea către o anumită direcție, e mult mai inteligent, spre deosebire de Aurel Popescu, care efectiv se duce exact în stilul lui Călinoiu. Mi se pare tras la indico Ion Călinoiu Aurel Popescu. Sunt temperamente diferite. Sunt nu l-aș acuza pentru că l-a laudat Ion Tudor de... Nu, eu nu suspectez de prea multă inteligență. Da, nu e vorba de inteligență, de oarecare experiență a dovedit că a acumulat-o. În schimb, partea asta de relație cu votantul tip PSD nu o are. Aurel Popescu e din altă lume. Da, deci Aurel Popescu, dacă îl pui lângă Florin Cârciumaru, să facă același lucru ca și Florin Cârciumaru, nu o va face. Nu e din lumea aia. Da? Da, chestia asta presupune un anumit bun simț. Da, dar el în momentul de față crede că a moștenit primăria. E, tocmai aici o să fie greșeala lui. Deci asta, eu sunt convins, ca și dumneavoastră, că se va întâmpla lucrul ăsta, că va pierde. E bine că merge în direcția asta, că dar, merge într-o direcție dar foarte bună. Dar e convins că el e moștenitorul, știi cum e? Ca în dinastia Plantageneților, dar nu știu care. El este delfinul. Eu sunt curios dacă Marcel Romanescu va lua primăria Târgu Jiu, va face audit, expertiză financiară, să vedem ce au făcut ăștia. Clar. Este, va fi... Nu pot să vă spun. Nu. Deci va face... Așteptați să venim cu acel proiect pe care îl vom semna toți. Ce a făcut Aurel Popescu? Ce a făcut Ixulescu? Ce a făcut Cârciumaru? Ce a făcut Ixulescu? Să vă și unde s-au dus banii ăștia ai noștri în timp de 20 de ani. Și eu, și ca și dumneavoastră, ca și Narcis Daju, ca și mulți alți oameni implicați în Târgu Jiu, cunoaștem multe lucruri. Da? Dar ca să le aduci în atenție, să le poți discuta... Trebuie alt primar, e simplu. Îți trebuie document. Categoric. Da? Nu să fii pus la munca asta decisiv de a căuta în arhive sau mai știu eu ce alte prostii. O concluzie a dezbaterii noastre din această seară, vă rog că mai este aproape la finalul emisiunii. Haideți să ne gândim cu toții să schimbăm, să ne schimbăm soarta. Să ne schimbăm, viitorul, să sperăm și să aplicăm pentru chestia asta la un trai mai bun. Atât ce pot să spun altceva. Deci să sperăm că după 16 ani de moștenire, ca să spun așa, pe dumneavoastră aș încheia da, bugetului public cu un citat din Doru Strâmbulescu. Azi. Un clasic în viață. Un clasic în viață. Zice, domnule, știu că de 80 de ani discuția asta trebuia să se... Eu recunosc că discuția asta trebuia să se întâmple, discuția vis-a-vis de ansamblu operelor brâncușiene. Dar în ăștia 80 de ani au fost 27 în Târgu Jiu, în care Partidul Social Democrat, care conduce acum și acum primăria, a avut timp să o facă. Putea să facă orice. Da, s-a trezit acest tandem Aurel Popescu, Doru Strâmbulescu, în 3 zile să pună ordine în ceva ce nu s-a întâmplat în 27 de ani. Mă refer la ultimii 27 de ani. Dar asta e mentalitatea. Băi, și ca să vin cumva... să mai întăresc părerea aia că
Aurel Popescu se crede moștenitorul. Da, e deci, bine, prin comportamentul și atitudinea care o are, e pe direcția cea bună, zic eu așa, se îndreaptă către numai lucruri bune. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Eduard Berca, consilier municipal, Partidul Național Liberal. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că sunteți care fiecare dată alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Vă spun o seară plăcută, mâine la orele 19, aici din nou, băieții, bun alături de dumneavoastră, rămâneți alături de programul Tele3, la revedere, ne vedem cu bine.